Bună ziua, oameni frumoși, bine v am regăsit! Astăzi am revenit cu etalare pentru luna ianuarie 2021, Crucea Celtică, pentru Zodia Vărsător, Ascendent Luna în Zodia Vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Și acum vom începe cu energia lunii, să vedem care este și avem un valet de Nu Noutăți, șanse foarte interesante, discuții foarte palpitante. Văd că o să vă provoace și o oarecare agitație, anumite vești care vor veni, dar vor pune punct unor situații negative din viața dumneavoastră. Trebuie să vă controlați asupra tot ceea ce vine, pentru că vine cu dreptate divină. Unii dintre dumneavoastră puteți avea de face cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Și haideți acum să vedem și etalarea propriu zisă. Așa. În prezent și ce aduce acest prezent. Văd într-adevăr că aveți de-a face cu semne de foc, berbecleu săgetător, Puneți foarte mult accent pe casă, pe stabilitate, pe siguranță, vești foarte bune, discuții foarte interesante, lucruri foarte imprevizibile care se vor întâmpla, semne care vor veni spre dumneavoastră. Să știți că veți avea parte și de foarte multe coincidențe sau uh, situații uh, de neînțeles, aș putea spune vă poate veni în casă o persoană nouă sau se va îmbunătăți o anumită situație. Din punct de vedere profesional, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, pentru că apare o cale nouă. Dacă nu aveți un loc de muncă, va apărea o șansă să vă găsiți ceva de muncă. Dacă vă întrebați pe planul sentimental, și o anumită persoană s-a răcit, s-a distanțat de dumneavoastră apare șansa a reluării legăturii cu această persoană și va fi una de bun augur pentru că aveți soarele. Clar, aveți și influența zodiei leu, berbec săgetător, dar leu predomină. Orice situație se întâmplă în prezent, lucrurile vă sunt favorabile și în casă, și profesional, și din punct de vedere sentimental sau emoțional rezolvați foarte multe lucruri, aici vă vin și răspunsurile pe care le așteptați, unii dintre dumneavoastră vreți să vă decideți asupra unui aspect, poate un drum, o călătorie sau o cale nouă pe care vreți să o urmați, primiți niște răspunsuri foarte favorabile, niște vești foarte bune și decizii, deci luați decizii mărețe. Haideți să vedem ce știți, ce cunoașteți dumneavoastră. Aici e posibil să fiți chiar dumneavoastră, dați semnul vărsător. Uh, poate veți rezolvat o situație legală, aici au căzut mai multe, dar le vom lua pe rând. Într-adevăr, aveți de-a face cu semne de aer, în balanță, vărsător. Uh, văd că se pune foarte multă presiune pe dumneavoastră. Vă simțiți singuri, vă simțiți abandonați, vă simțiți neînțeleși, uh, mulți dintre dumneavoastră și apare speranța vindecării. Uh, dar văd și foarte multe gânduri, deci dumneavoastră va trebui să aveți un control absolut a lucrurilor. Poate aici vă îngrijorați din cauza că o relație sentimentală nu funcționează, că poate unul dintre să nu aveți un loc de muncă și vă îngrijorează această situație. Poate nu vă simțiți, foarte, nu vă simțiți suficient de apreciați de oameni din jur sau nu vă descurcați foarte bine din punct de vedere financiar. Important e că apare speranța, dar să știți că lucrurile se vor îndrepta undeva prin februarie-martie abia Acum văd că treceți și printr-o pauză, dar aveți nevoie de control, trebuie să fiți puterni, să fiți ambițioși, să fiți curajoși, să faceți față cu brio tuturor lucrurilor care vor veni în viața dumneavoastră. Văd că aveți de-a face și cu semnul zodiacal pești, leu, leul care predomne și voi că se repetă la un, aici la dumneavoastră, poate aveți vreo influență, poate aveți ascendent, lună în semnul leului întâmpinați și oarecare frică, care trebuie să țineți să o țineți în frâu cumva. Haideți să vedem ce nu știți, ce nu cunoașteți. Faptul că veți avea noroc din destin se vor derma niște bariere poate între dumneavoastră și o persoană semn de foc, berbec, leu, săgetător sau un semn de apă, rac, scorpion, pești poate avea legătură cu partea sentimentală da, dar vă deblocați aici apare panica dumneavoastră teama de a nu fi refuzați într-o legătură sentimentală sau la un loc de muncă sau într-un plan pe care l-aveți, dar vedeți că trebuie să luați și o decizie clar, lucru care se repetă și în prezent Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal gemeni, balanță, rac, scorpion. Da, în urma acestei, parcă vorbiți cu cineva, veți vorbi cu cineva, veți cădea de, de comun acord, aici putem vorbi de relații sentimentale care se vor relua. Vă urmați un interes aici, dar să știți că vor, adevărul va ieși la iveală, adică dacă cineva va încerca să vă mintă, să vă manipuleze, să se folosească de dumneavoastră, nu va reuși. Pentru că se face lumină. Văd foarte multe explicații. E ca și cum, de exemplu, dacă primiți o ofertă la un loc de muncă, poate fi vorba, nu știu, poate cineva va încerca să se folosească de dumneavoastră la locul respectiv de muncă. Să știți că veți pune foarte multe întrebări. La un moment dat, persoana respectivă care vă. Vă ia acest interviu, începe să se fustăcească în declarații sau în răspunsuri și vă dați seama că ceva nu este în regulă, deci vi se va face lumină în multe aspecte, în poveștile de dragoste, în relațiile de orice fel, dar legăturile pe care le aveți dumneavoastră cu oamenii din jur. E ca și cum totul se va limpezi, totul se va lămuri. Iar alții dintre dumneavoastră chiar puteți relua o poveste de dragoste sau să inițiați prietenii noi. În cazul acesta apare ca un avertisment. Trebuie să aveți grijă în cine vă încredeți pentru că pot fi persoane care să urmărească ceva anume sau persoane care nu sunt sincere, care nu se deschid. Ce a fost în trecut? Ați avut parte de o stagnare în trecut, de un punct mort. V-ați gândit foarte mult la relațiile sentimentale și la partea financiară. Lucrurile acestea v-au obosit, adică nu găseați o rezolvare, nu ați găsit o, o portiță ați avut nevoie de sprijin. Deci dumneavoastră poate, unii dintre dumneavoastră în trecut ați trecut pentru o pasă foarte negativă, v-ați simțit singuri, v-ați simțit abandonați, v-ați plictisit de viața, de rutina zilnică, de monotonie, de singurătate și ați fi avut nevoie de puțină dragoste, de o persoană care să vă înțeleagă, o persoană care să vă fie alături și lucrurile în prezent, vedeți că încep să se schimbe, adică apare această cale. Văd și semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, semne de apă, rac, scorpion, pești. În viitorul apropiat, câteva zile, maxim o săptămână, două, aveți mare preoteasă. Intuiția să va fi la cote înalte. Puteți avea de-a face cu semne de aer, în balanță, vărsător, balanța, predomină. Aici veți ieși dintr-un dintr blocaj, veți depăși o neliniște pentru că vi se va face dreptate divină. Vorbim de foarte multă prosperitate, reușită, abundență, belșug, dragoste înfloritoare, prietenii noi sau rezolvarea unor probleme conflictuale. Parcă totul este la lumină, parcă se caută dreptate dreptatea sau să fie totul cinstit. Dacă aveți un proces și vă este teamă de rezultatul acestui proces, să știți că va fi în favoarea dumneavoastră, deci nu aveți motive de îngrijorare. Dar vă veți împăca și cu persoane din trecut sau cu persoane cu care nu ați mai discutat de foarte, foarte mult timp. Multe dintre aceste probleme se vor rezolva undeva prin luna februarie. Se accentuează sau apare în mod repetat această lună la dumneavoastră. Cum veți fi dumneavoastră luna aceasta? Foarte agitați, foarte tensionați în legătură cu munca și cu situația financiară. Aveți planuri, aveți proiecte și automat vă gândiți cum să rezolvați. Văd și rivalitate în dragoste pentru unii dintre dumneavoastră, dar aici parcă reluați legătura rapid cu o persoană în semn de foc, verbecleu, săgetător sau semn de pământ, ori fecioară capricorn da, îmbunătățiri și relații sau situații care nu s-au încheiat definitiv. Sunteți foarte hotărâți, determinați să depășiți multe obstacole, multe probleme, să faceți față cu brio încercărilor fel de fel care tot vor veni în viața voastră și văd lucruri care vor veni cu succes. Foarte multă determinare și foarte multă hotărâre la dumneavoastră. Cum vă văd ceilalți? Persoane deschise, persoane iubitoare, dar multe șoșoteale pe la spate, să știți că sunteți foarte bârfiți în luna aceasta sau sunt persoane care se împotrivesc, e ca și cum dumneavoastră veniți cu o idee foarte bună și persoanele din jur nu vă încurajează sau nu vă susțin în ideea respectivă. În alte situații vorbim de anturaj, schimbător, adică nu sunt persoane în care să vă încredeți în totalitate sau una vă spune în față și alta face pe la spate. Băți semne de apă, rac, scorpion, pește, racul care predomină, dar și semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Cei din jurul dumneavoastră vor fi foarte flexibili, nu vor avea o, o direcție fixă. Deci vor fi momente când vor ține cu dumneavoastră și momente când parcă nu știți ce se întâmplă. Ce speranțe sau posibile frici aveți? Aveți un op de bute, viteza care a apărut și aici la dumneavoastră, schimbare radicală, să fiți lideri, să conduceți, să fiți ascultați. Văd oferte foarte bune. Poate unii dintre dumneavoastră vă doriți foarte mult să lucrați pe cont propriu. Văd că aveți o abilitate, aveți un har să vă folosiți de acesta pentru că sunt mai multe indicii acum în luna ianuarie ca și cum vi se dă unde verde să vă folosiți de tot ce aveți dumneavoastră mai bun. În alte situații, sperați foarte mult într-o reușită profesională și sentimentală, dar nu aș exclude nici varianta unei îmbunătățiri financiare. Și vreți ca totul să se, să se întâmple foarte rapid. Să știți că veți avea parte de aceste lucruri, dar trebuie să fiți încrezători. Dacă aveți un plan, dacă aveți un proiect, dacă aveți o idee, să o duceți până la capăt, pentru că va fi cu reușită. Iar deznodământul, ceea ce va fi până la sfârșitul lunii ianuarie, avem din nou puterea, da? Semnul zodiacal leu. V-am zis, ori dumneavoastră aveți ceva în acest semn zodiacal, ori cunoașteți pe cineva sau aveți o legătură cu o persoană în semnul zodiacal leu. Aici vorbim și de foarte multă ambiție, exact cum v-am spus și la lucrurile pe care le știți, să învingeți rivali, să învingeți dușmani, poate dați să fiți foarte atenți la uh, oamenii din jur care vor încerca să vă provoace fel și fel de pierderi. Se pare că um, um, unii dintre dumneavoastră veți avea de-a face cu o femeie mai în vârstă în zodia Capricorn, o femeie mai răutăcioasă care o să vă trădeze cu bună știință. Și în cazul doamnelor și în cazul domnilor tot o femeie este. O femeie care inițial parcă are intenții bune, dar de fapt urmărește ceva, pentru că văd foarte multă răutate. Cineva vă poate provoca o pierdere financiară, vă promite, bă, e ca și cum ați merge la un drum să recuperați sau să luați niște bani, dar când ajungeți acolo, persoana respectivă vă spune, ori vă dă o sumă mult mai mică, ori nu vă mai oferă absolut nimic. Nu știu exact ce se întâmplă aici, dar mare atenție mare atenție că ceva nu este în regulă și văd foarte multe întrebări. Veți pune foarte multe întrebări legate de situația aceasta, văd și semn al fecioară, dar într-un final o să vă bucurați de o reușită. Dacă vreți să vindeți o casă, să cumpărați, aici pot apărea mici încercări, mici pedici, la fel și cu o situație financiară. Da? Dacă aveți niște bănuți, încercați să fiți prudenți cu cheltuielile, pentru că niciodată nu se știe cum poate apărea ceva imprevizibil nu vă bazați pe ajutorul cuiva care vă promite mare acusare pentru că nu vă va susține. E o persoană care are un interes, e ca și cum da, te ajut, dar trebuie să-mi dai ceva la schimb. Un pact cu diavolul, cam așa ar trebui să faceți și nu este în regulă. De aceea, probabil o să vă retrageți și o să stați și o să meditați și o să vină soluția spre dumneavoastră și rezolvarea. Deci o să nu... Uh, să aveți grijă în cine vă încredeți. Foarte important. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă doresc o lună minunată, să aveți parte de cât mai multe rezolvări și cât mai multe bucurii, să vă iasă totul așa cum vă doresc dumneavoastră. Și având în vedere că este început de an, vreau să vă urez și un an minunat, să aveți parte de tot ceea ce vă bucură pe dumneavoastră, tot ceea ce vă face fericiți. Și vă doresc un an mult mai liniștit, și să nu aveți parte de nicio suferință, să fie totul exact așa cum vă imaginați sau cum vă doriți dumneavoastră, să fie totul perfect. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!